autograf, vă rog. Oh, vă rog, îmi place, inspectore. Păi, vă rog. Cu ce vă pot ajuta? Păi, da, inspectore? E cineva acasă? Nu mai doamna. Aș dori să o văd. A, îmi pare rău, se dezbracă. Tot aș dori să o văd. Îmi pare rău, spune costumul de baie. Și mai bine! Hai! Oh, vă servesc cu ceva de băut? Nu. O țigară? Nu, mulțumesc că încerc să mă las. Un loc, dacă doriți? Da, sigur, că da, mulțumesc că sunt ostenit. Ia spune-mi, dragostea mea. Clodin Amor. Amor. Ca o mănușă. Crede? Da, sigur că da. Și spune-mi, te rog, ești de multă vreme aici? În casa asta, foarte, de o lună întreagă. Nu-i groaznic. Crede că nu-ți place să stai prea mult în aceeași poziție. Din fericire, sunt aici să-mi termin studiile. Mă pregătesc pentru o profesie mai specială. Ce? O să vă explic, nu prea găsesc cuvinte. Să spunem, cocotă. Situată? Târpă! Târpă, omule! Inspectore, asemenea limbaj, nu vorbim de cea mai veche meserie. E puțin mai mult. Eu vreau să fiu cortezană, ca Madame Dubarry. Madame Dubarry, aceeași mânie cu altă pălărie. Sunt foarte dezamăgită, inspectore. Nu vreau să mă altfel. Să apunte de la mine. Am făcut cursuri de astrologie, numerologie, chiar demonologie. Nu știu. Da, pot rezi morții. Am fost o vreme menajeră în casa unui anticar. Știu totul despre antichități. Am fost modern, am studiat artă, muzică, literatură. Așa, și acum? Și da, acum sunt camerista personală a doamnei Șovine, una dintre cele mai rafinate femei din Dobil. De la ea am învățat cum să pregătesc o cină intimă în doi sau un banchet pentru 100 de invitați. Sunt pregătită să primesc pe cei mai importanți oameni. Șaf, șeici, ambasadori, episcopi. Și chiar te gândești că o să primești așa de mult episcop? În profesia mea, o fată trebuie să fie pregătită pentru orice. Tot ce mi-am nevoie acum este o șansă. Draga mea, dacă și cu 20 de ani mai târziu. Se pierde vremea, inspectore. Un polițist poate să păzească o bijuterie scumpă, dar nu poate să-și o permită. Ai dreptate. Acum ce să mai am ajuns? Ca pipa asta, vezi? Adică? Stinsă. Aveți nevoie de un foc, inspectore. Nu mai ar stăriți un foc gratis bicii, să spun eu. Tot ce mi-am nevoie acum ești cu apariție. Să se vorbească despre mine, să apar în ziare. Așa că nici o carieră. Fac în senzație. Ai nevoie de publicitate. Da, aș avea nevoie de un scandal monstru. Deci știi că s-ar putea să te pot ajuta. Da? Dar cred că avem ceva în comun. Da? Ia-mi un pic. Suntem în acea situație. Cum? Și tu vrei să faci cu prezara? Da. Am primit acest raport la poliția din Dobil. Și este așa, da. Că un escroc Da? Un de poliție de multă vreme s-ar putea să se afle în Dobil acum. Chiar aici. Trebuie să ne gândim împreună, dragul meu, inspector. Lasă-mă, mă gândesc. Clodin? Asta, da? Inspectorul, în glas de plăcere. Doamna Șovine? Da. Ca de obicei și eu, inspectoră. Clodin? Dați-mă o secundă, numai puțin. Clodin, draga mea, stai comod? Foarte. Foarte drăguț, te rog. Băi, mulțumesc. Dar nu e uniforma, Clodin. Da, doamnă. Adică nu, doamnă. O scot imediat. Clodin, adu-mi imediat janta de plajă. Da, doamnă. Hai. Dragul meu, inspector, luați loc. Unde spune ființa conduștei cameristei mele, nici nu vreau să mă gândesc ce puteți crede despre ea. Nu, să știți că nu a fost nicio problemă.
N-am venit o problemă, doreați să mă vedeți? Da, nu, de fapt da? Venitem pentru soțul dumneavoastră să-l văd pe domnul Iosovine. Da. Dar și bine vă stă în costum de baie. Mă plasezi, mestere, mă plasezi. Și? Dar s-a știut 20 de ani mai tânăr? Eu încă m-aș juca cu păpușile? Da. Pot să vă ofer altceva? Nu, mulțumesc, doamnă, încă nu s-a găsit locuitor. Asta e adevărat. Da, atunci, doamne, da? Ce scuze, dar până o să apară soțul dumneavoastră, o să vin mai târziu, poate că de mai mult, atunci... Mestore, când și o să se vor... Da, bine, oricând puteți veni cu mare plăcere, ca de obicei. Tulu, bye bye. Ce-a dat dumneavoastră, doamna? Mulțumesc, Claudia. Deci, mi-i trebuie un safi. Nu, doamnă, doar exersam. Altă acum e găsit și pe totul meu. Mai iubitul, aici erai. Dangerous! Tocmai că am fost ca ești inspectorul Le Grand. Oh, s-a întâmplat ceva? Nu cred, atât de zi ce știi că trece tot timpul pe la noi. O să te întoarce, stai din. Da, bine. Claudin? Da, domnule. Să faci valita ca de obicei. Da, domnule. Și să pui mașină. Da, domnule. Și grăbește-te. Da, domnule. Ah, iertați-mă, domnule, dar nu pot. Uai, nu pot. Nu pot, am curs. Al zborul meu m-am poate să stau mai răcus. Claudin, într-o săptămână ești concediată. Da. Cred că ai face bine dacă ai sunat la agenție pentru majordomul acela. Da, o să spun mai târziu. Nu mi se răspunde. Draga mea, dar aș vrea, dar chiar nu pot, trebuie să plec. Iubitule, chiar trebuie să muncești așa de mult și una Audi. Poți să neglijezi afacerea, iubito, mai ales acum că la duș, știi cine e la duș. Dacă nu mi-ai spune toată ziua, la duș din Baie... Exact. La duș din Baie, eu vreau sfârșit să ne extindem. Vrea să ducă produsele noastre în Normandia. Și cu relațiile lui... Cu relațiile lui... E bun. La ce uita? Păi, nu știu, în orice caz, după cină. Asta, dacă nu vrea la dușă, nu peste noapte. Nu, că foarte de teamă și să mă lași singură toată noaptea. Draga mea, cum să spui așa ceva? Ce crezi că aș lăsa asta? Și asta? Da, spune, cum crezi că soția asta e puțin cam... Cam cum vrea? Generos? Generos, este generos. Nu e bine să incita pe tipul ochilor pofticioși. Atunci n-ar fi mai bine să stai tu acasă, lângă soțioara ta, să simți tu aroma ca de fiești ca să fii mea? A, iubito, dacă nu m-aș grăbi așa... Totuși știi cât e ceasul, te trebuie să plec. Bine, George, ai câștigat, stai liniștit. Dar de nu plec, spune nu mă întorc. De ce? Am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Promite nu plec spune nu mă întorc. Îmi promit, dar care-i surpriza? Ai să vezi, iubite. Ai să vezi! Doamna, să mai plec niciodată. Sunteți în mână? Eram! Am ceva pentru dumneavoastră. Claudin! Scrisoarea ta. Scrisoare personal. Oi, de la un prieten vechi. Bineînțeles, cum altfel? De la un prieten vechi. Nu-i treaba ta. Chiar trebuie să plecați, domnule. Cum adică? Că uneori poți să muncești la fel de mult de acasă. Cred că, de fapt, îmi place să fac afaceri cu anumiți oameni. Afaceri? Asta vreți să spuneți? Tu nu? Acum mă credeți că sunteți superior. Rădeți-mi. Să știți că... Claudin, ești un copăcel într-o pădure. Un diamant neșlefuit. A, da? E bine să vină iar ziua aia când o să vă pară rău. Că n-aș șlefui diamantul ăsta. Vara de la Leonard. Leonard Jolie. Exact. Iată-vă. George, ce bine arată corpul. George, nu te echipa deloc! Mă rog, ai la o brăjoră, George! Tu de unde ai apărut? Intră-ți, George! Și ce faci acolo? George! Dacă
întâmplat un lucru teribil, asta voiam să spun. Voiam să vorbesc decât cu tine, nu voiam să, să te văd decât pe tine, George, sunt terminat, George. Da, 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 stai. Unde ai fost toți trenește? George, a călătorit, George, Pago Pago, Fiji Uiji, Bora Bora. Fiji Uiji? Ce făceai în Fiji? Îl căutam pe Uiji, na, și alergam după poezie, George. Poezie? Și-a cât te-ai întors în vizită sau ce? Am terminat liberele de pacificului definitiv. Am fost deziluzionat. După cine așa? Deziluzionat în fiorător, George. Domnul Benic să mări cu ea. Nu, prietenul meu s-a căsătorit. Eu, după cum mă vezi, sunt încă singur. Am descoperit că femeile, George, toate femeile vor să devoreze bărbații. Sunt materialiste, sunt apucătoare, sunt egocentriste, îngrozitoare, George. Da, dar sunt și adorate. Nu mă înțelegi. Nu le înțelegi, Leonard. Știu, dar aș vrea să existe o femeie pe care să intereseze sufletul meu, George. Prietenia, George, ceea ce simt eu pentru tine. Asta este singurul lucru pe care te poți baza. Acum că știu că urăști femeile, așa. E că trebuie să zic că sunt căsătorit cu una. Nu se poate. Cum e soția ta? Este frumoasă. Ma una din aia? Nu e una din aia. Ce mai dulcioasă, cea mai apetisantă, cea mai dulce. O servești la cină, George, ce n-ai? Dar ce te va întâmpla? Așa, da. Dar înainte de toate, trebuie să spun că am scris o tragedie în versuri, ceva în stilul lui Shakespeare și am chiar și o scrisoare de recomandare pentru directorul Comediei Franceze. Așa? Păi nu înțelegi când o să vadă că eu scriu ca Shakespeare, doar că, mă rog, Shakespeare e mort, eu sunt încă în viață, o să o monteze ea și chiar o să fiu în singurul fel în care visez să fiu jos. Bun, deci o să ai succes, dar revenind la de ce erai la mine în grădină? Așa, da. Păi, seara după ce mi-am terminat eu ultimul meu poem, Cornucopia. Cornul abundenței, George. Am fost atât de impresionat de ea încât am vrut neapărat să o părtășesc cuiva. Am intrat eu așa în bar și acolo am cunoscut un tânăr, George. Așa. Zizi, instructor de noi. Foarte priceput între ale artei. Și i-ai împărtășit cornucopia? Da. Textul meu, metaforă după metaforă, oximoron după oximoron. Și a fost atât de impresionat, iată, a vrut să împărtășesc tot ce aveam, George, scrimul. Abia după aceea, nenorocitul a fugit cu portofelul meu. Da, George, mi-a luat tot. Bani, buletin, poezii, nici nu pot să demonstrez cine sunt. Ai până la poliție? Bani, nu. Cine știa ce ar putea să răspună ziniorul așa, adio, comedie franceză? De ce? Păi nu înțelegi, George, dar nici nimic bun dacă aș fi mânjit bun de un scandal. George, viața și viitorul meu sunt în mâinile tale. Dar ce pot eu să fac? Nu asta. Împrumută niște bani. Asta. Și lasă-mă să stau. Nu asta nu te pot. De ce nu, George? Pe, bine, de vreme ce tu ai avut încredere în mine. Așa, da. Poți să fii discret? Sunt o orchidee în lumina lui. Am niște afaceri în Baiou. Oh, nebunaticule! Dar credeam că ți-a dor să-ți dau o dor! Nu exclusiv. Sărat, mă. Leonard, fac asta doar ca să nu pare ridicol. Ridicol cum adică? Păi de atent, dacă un bărbat înșală soția primul, așa, atunci el nu cade de fraier când ea înșală pe el mai târziu. Și o cunosc pe treaba asta din mai eu? Nu, a fost la 7 săptămâni. Babet Latuș. Babet Latuș. Da, ce creatură superbă, are niște... Artrita? Nu uiți, bote! Mi-a promis să fie seara noastră. Seara noastră? Păi și soția ta e de acord să nu dormi acasă? Dar bineînțeles, i-a zis că o să dorm la un prieten în liceu, suntem prețuit la soția de afaceri, prietenul Latuș din Baiau. Deci Babeta asta este soția lui. Nu! Babel nu-i căsătorită! La tu și nu există, eu l-am inventat! La inventat! Cu te creativ ești, mă, Georgica, mă! Păi și ei dacă nu să afle! Ar fi catastrofal! S-ar răzbuna pe mine! S-ar răzbuna cum adică? S-ar lua un amant! Păi și cu ce te-ar deranja pe tine asta dacă tu ai înșelat pe primul? N-am înșelat-o încă! Vai de viața mea ce pare emisiul ăsta, George. Păi și dacă Babeta ar veni aici? Da,
Te rog să nu mai spui chestii din astea, va pentru știe că sunt căsătorit. Dar n-are de ce să vin aici, nu e încă mobilă de vin. George, hai bine, am înțeles cu babeta ta. Mă lași sau nu să stau aici? Nu! Nu se poate, Leonard, nici măcar am un majordom care să te lasă. Și bine, trebuie să sun la agenție. George, nu pot să mă lași așa, uite cum facem. Nu! Mă repet până la hotel, îmi iau valizi. Nu, e imposibil! George! Leonard, te folosești de prietenia mea? George, nu spune asta. Ține minte, prietenia este mult mai importantă decât dragostea și mult mai puțin riscantă. Pa! Stop, Leonard, stai! Oh, Leonard, fracu! Alo? De 1567? Da, aici domnul Sobine, de la Terdoriu. Vezi că-ți podeaua. Nu, dumneavoastră! Mi-a găsit toată majordomul ăla. Nu? Păi, dacă se oferă cineva, aveți deja adresa. Hai, uite, ei, mă gândesc doar la tine și la casa noastră. Cum să te fac fericită? Da, mă faci să mă simt atât de vinovat. Tu te simți vinovată? Da. Pentru că muncești atât de mult, că pleci în atâtea deplasări, doar ca să mă poți răsfăța pe mine. Da, asta mă face și pe mine fericit să te răsfăți pe tine. Dar dacă nu m-aș grăbi așa... Și deplasările tale la Baiu mă fac să mă simt atât de prost. De ce? Pentru că familia ta nu te invită tot timpul pe la ei, iar tu nu invit niciodată pe la mine. De ce? Păi... Pentru că familia la ușă este foarte sedentară. Așa. Nu le plac deloc călătoriile. Nu e dictată. Nu-i mișcă nimic dintr-un busul lor. Că să aibă grijă de pisica lor, de canalul lor. Te pup. Te pup și eu, dar te-am promis o surpriză. Exact, o surpriză. Și exact cu bani foarte cuios tu am. Ba dați zi odată că e surpriza că întârzi. Atunci, dragul meu, George. Relaxează. Fii fericit. Dă-ți bagajele. Nu trebuie să mai treci în cazare. Dar nu spune, se poate o întâlnire de afaceri. E sacră, la tuș mă așteaptă. Trebuie să mă întâlnesc cu el. Și te vei întâlni. Cu la tuș? Cu la tuș? Unde? Aici. Aici? Chiar aici. Cum aici? Știi, mi-ar fi părut tare rău ca prietenii tăi să creadă despre noi că suntem nepoliticoși. Și trebuie, ca domnițe, mi-a venit o idee. Fără să cotrobi prin lucrușoarele tale, că știi că nu sunt caracter un alt pe domnițe. Cu totul și cu totul întâmplător, am găsit în agenda ta personală adresa familiei Lațuș. Strada Dezvoltării numărul 22, nu? Da, lângă hipodrom. Lângă hipodrom și mi-am zis ce-am de pierdut. Ia să le trimit o telegramă. Și ce-ai scris? Am scris așa. Vă aștept la vila mea din Dâlbil săptămâna aceasta vine. Mi-ar face mare mare plăcere să veniți cu drag. Cu drag? Da. Cum ai semnat? Ei, nu-i cunosc personal. Am semnat. Ai chemat aici, ia-i chemat aici. Da, e vreo problemă? Nu, deloc, poți să faci ce vrei și chiar faci ce vrei. Așa e. Tu poți să-i invita de cum spun, te cunosc doar eu, n-au să vină. Da, nu mai puțin să-ți arăt răspunsul lor. Da? Ce-ai dacă te pun? Stai să te vezi? Imediat, Sfinte, imediat, să vezi ce drăguțe au fost să ne-au răspuns. Foarte repede, stil, rigros, frumos, elegant, clasă. Repede. Invitația ta constituie un pas nou pe drumul prieteniei noastre. Privine, cu drag, la tuș au semnat. Pas nou în prietenie. Da? Doamna, la tuș și domnul, și domnul la tuș. M-am gândit, da. Pregătesc o
asta nu-i nimic pe lângă ce aș vrea să-ți fac. George, ai venit strictirea de dinainte de căsătorie? Oare? Vai, George, ce plictisitor! Asta nu se poate, mă gândi, e dragă. Încântător! Încântător! Vai, poți să te iubesc? Da. N-avem? Nu? Curge, n-avem? E! Da? Nici dacă nici nu te întâmplă nimic, nici un scandal, este un lanț, ce oraș pe inspectore, vă rog să mă scuzați. Avem un safir și trebuie să mă schimb. Unde scuză? Pe data viitoare. Iubitul, ești fericit? Extrem de fericit. Eram sigur. La revedere, inspectore, la revedere. Ce soție minunată ai! Ce tangaj! Bănuiesc că are o mulțime de surprize! Oh, dacă ai ști! Hă? Ce se întâmplă? Ia-ți! Oh, nu, nimic ce l-a putea interesa pe dumneavoastră, decât dacă... Cum? Dacă ce? Ia spune că eu chiar sunt în căutarea unor probleme deosebite. Dar ce s-a putea și să mă împuște? Cine? Când? Cum? Nu, unde? Glumeam, mă gândeam. Nu te juca cu inima mea. Păi, nu glumi cu chestii de-astea. Să înțelege? Eu trebuie să mă pensionez. Fericitări! Nu! Unde poate e vorba, da? Că cred dacă eu m-aș pensiona astăzi, mâine, aici, la Dumnezeu, vin o să aibă loc cea mai mare crimă pasională, din tot acolo ăsta, înțelegi? Asta e norocul meu. E simplu, nu vă pensionați. N-ai înțeles. Eu vreau să vă pensionez. Dar nu așa oricum, ci vreau așa cu surle și trâmbițe să vorbească despre mine. Dacă afli ceva, cea mai mică chestie. Orice am la dumneavoastră, vin primul. Exact, dar te rog, ceva oricâte mic. Da, ai o grijă după aia. Când iau amploare, să-l fac să crească, să știe toată țara despre el, da? Să scrie ziua din Paris, la parola radio, la televiziune, ține, jandarmul și spectrul local. Foarte bine, mulțumesc! Eu vreau să vi-l prezint pe inspectorul Legrand, poliția din Deville. Doamnă, domnișoară, nu pot să spun decât că parcă soarele a intrat în casă cu dumneavoastră. Nu mai rețetă, mulțumesc, prea drăguț! Dacă așa, dacă doar de zi de-a mea... Aduceați-mi o copiliță! E adevărat și asta. Vezi, mă rog, cu meu, prea puțin... Prea târziu. Bine. Hai de când trebuie să plec, eu să am și... Am dat și chiar, la revedere. Să-l mână și eu. Latuși, latuși, doamna Babel, latuși, timp mai eu. Mergeți. Dar nu cum latuși. Da. Da. Nu mai bine. Și-a se poate? Hai. Sau nu se poate? Doamne, ce dragă doamnă! Doamne, de ce ai venit? Da, normal că am venit, am venit pe regrama și am venit să-ți fac o surpriză. Ah, ce surpriză mi-ai făcut! Da, iartă-mă, Joș, cred că te-am plecat greșit. De ce? Credeam că ești la fel ca toți ceilalți bărbați, așa, doar niște aventuri fără obligații. Oh, cum așa? Afacerile, afacerile, dragă, mă pun pe fugă tot timpul. Da, mă gândeam că nu cumva să mă mint. Să te mint? Da. Mă gândeam că nu cumva să fii însurat. Eu însurat. De ce cum mă pun? Mai de unul ăsta mă furi. Dacă era așa? Nu, George, grija ta pentru mine mă face să fiu mai
Dar nu se poate, ce o să zică? Uf, mea! Ce important are și să zică lumea? Tu ai de judecție și pentru asta merezi orice sacrificiu. Mă vezi, nu mai știu, el de casa! George! Hai să te ridic, nu e bună! Mă vezi! Hotărăște-te!
doamna Latuș? Da. Dacă ar exista, ce nume de botez ar avea soțul dumneavoastră? Jacques. Jacques e numai așa banal. Jacques rămâne. Mulțumim. Și cu ce s-ar ocupa domnul de la? Păi, în aceeași afacere, știu ce mă opus. Adică mai exact, adică topuri de cauciuc, bine de cauciuc, cauciuc de cauciuc. Doamne, cauciuc, tu îți imaginezi ce spui cel mai promisător dramaturg al Franței să ajungă vânzător de cauciuc? Eu n-am strâmbat din asta folosire din cauciuc în locul tău. E la cauciuc. Na, baloane. Vrea să vând baloane. Noi nu mai fi așa, mumu. Mumu? Da, asta era poreca lui liceu. Înseamnă moale ca o măpăligă. Da, nu sunt moale, sunt prins într-o capcană, George m-a prins într-o capcană. Deci? Bine, o să fiu soțul ei, dar numai până la cine, George? Vreau să mă dai de gol. Șer, dar n-am văzut baiul ăsta în viața mea, ce ar trebui să știu? E mult zău. Are brutării, are o tapizării foarte faimoasă. Nu, no, foarte faimoasă, nici n-am auzit de ea. Foarte faimoasă. N-am auzit. Are seminarii, a fost care vorbim de la. În ce lumină? Că de-o damă sprijin să deschie are. Dar tu de unde știi? Da, vă duc într-o felicitare cu tipodomul. Dai, ce ne-au obișnuit? Ionii? O, Ivor! Ivor, cine este Ivor? Nouă,
arate și mai bine. Ah, e o denumire ciudată că de-aia i-am pus-o că e nou, că e vechi, că asta-i strada. Doamne, ce vezi dacă așa i-a pus-o? E bun, e bun, cred că deja... Nu mai puțin, dar vreți, domnule, lasă-ți numai pe un minut. Domnul tăitor, pe fara aceasta. Domnule, lasă-ți... Domnule, da! Da, doamnă, mă mulțumesc foarte mult, eu sunt... Ea e mereu plecat în gânduri. Da, da, cred că este foarte ocupat, fiind de la toate, din câte mi-a spus totul, da? Da, doamnă, foarte cum sunt extraordinar de ocupat, de că îi spun de la afacerii. Ce afacere? Afacerea noastră, știi? Baloane, doar cu baloane, vindem baloane, nu mai avem loc de baloane, baloane mici, baloane mici, baloane sale, baloane grase, baloane strunte, baloane cu voiate, baloane de baloane. Chiar crezi că nu-i prea mult timp cu Jacques, așa că după cină îi duc acasă cu mașina. Așa curând? Vai, dar nici nu mă gândesc. Voi l-ați fi ținut pe soțul meu până mâine dimineață, așa mi-a spus. Așa că nici nu mă gândesc. Până mâine dimineață. Mâine dimineață! Da! Păi, am o idee și mai bună. Da? Dar, zi, dragul meu, se ține la noi până după weekend. Nu? Da! Da, da, tu ai fost de atâta ori la ei. Da. Că ar trebui să încerci cum să rămâne așa vreste cu bine. Rămâne! Vezi? Da, rămâne cu plăcere! Ah, minunat! Mă duc să pregătesc camera de oaspe. Iubitule! Așa, era fost de viatesă. Da, nu puteam scoate din gând prea
Și plătit pentru asta. A plătit note de plată la bijutier, la troitor, la plănar. Mami, mie nu mi-ai luat să-mi dau de rămână cu plămiță. Da, știi că m-am gândit tot timpul la tine. Da, și pe urmă mai erau conturile din bani care nu au să fie vichitate, așa că contul de bani s-a muchit. Nu știu să fie să fie de bani. Poate la casino să dublez suma. Da. Așa că, în urma dezonoarei și a închisorii, mai ales, am preferat să fug. Mai lăsa pe mine să dau ochii cu vecinii, mai a trebuit să fug din oraș! Da, ce să facă? Eu știi că sunt disperat, eu am fost azi dimineață în Baio, m-am preferat pe străzile turnatice să nu mă cunoască lumea, dar... Da, umplu așa, să nu fui recunoscut. Da, văd că arăt exact ca mai multă. Taie, nu, taie. Dar, să știi că... Ce vrei? Așa să nu te faci. Eu nu renunț la tine. Eu vreau să fie... Totul care a început, eu o să mă fac un om cinstit. Da. Eu o să repar hornul la casă. O să las capacul de la vreo. O să iau ciorapile pe frigide. O să fac cumpărături. O să mă angajez. O să fie totul. Dă-mi-e Rosa. Dă-mi-e Rosa, doamna Manastie. Haide, că am o schemă nouă. O noastră la casino și recuperez tot banii. Haide. Că îți dau unde să mă duc. Că pe buletinul la mie scrie. Și atunci mă caut la poliția. Asta-i problema ta? Bine, atunci... Și nu vreau să te mai văd acum niciodată! Nu, dar unde să mă duc? O să te duci oameni de pe aici. Da. Doamne, ce doriți, domnule? Eu nimic. Nimic? Da, chiar nimic. Vreau să vorbiți cu soțul meu? Ah, da, n-am vrut să vă deranjez. Ah, eu sunt doamna Șervine. Doamna Șervine. Vila Clar de luni de vin. Exact. Așa se ia telegram. Telegrama? Da. Telegrama trimisă de soțul meu agenției. De ce n-a spus așa, va trimisă? Păi am crezut că știi, doamnă. N-a dat de unde să știi. Avem nevoie de un valet major, domnule. Eu cred că sunt persoana potrivită. Sunt foarte experimentată în lume. Sigur de asta, de vreme ce agenția va trimis la noi. Poți să ești al dumneavoastră. Dacă doresc să locuiesc în această casă, dar e ideal pentru mine. Da? Înainte de toate trebuie să vă avertizez că nu o să aveți prea mult timp liber. Da, eu nu vreau nicio zi liberă, să știți. Nu? De ce? Eu când găsesc un loc, mi-l fac acasă și nu mai plec de acolo niciodată. Mulțumesc pentru munca lui Ingrid. Și în plus de asta, de vire este atât de aglomerat. Zic, eu nu suport aglomerația. N-ar fi delirare dacă n-aș ieși de loc din casă. Totuși aici nu e o închisoare. Asta sper. Da. Ei bine, cum dorești. Doamne, la tu și mi-ați purtat noroc? Cum ați venit dumneavoastră, mi-am și găsit un majordom. Ce coincidență. Da, într-adevăr. Despre dar ai să-i discuta cu soțul meu. Da, domnule. Când vrei să încerci? Chiar acum. Acum? Da, domnule. Ah, perfect. Atunci... Dragul domnule, hai să mergi așa și
bucătăria. Plăbină ca menița mea o să se explice totul. Da, da, doamnă. La dispoziția dumneavoastră, mulțumesc. Bine, bine. Da, interesant. Da. Mai cer și recomandări. Am avut noroc că l-am găsit și așa. Dar nu s-o zic că e foarte ciudat. Oare găsit? Așa e adevărat. E un pic ciudat, dar e atât de atașat de casă că ar trebui să constituie un exemplu pentru toți bărbații, în special pentru cei însurați. Cred că ar fi un soț extraordinar. Da, sublim, sublim. Da, prea e atașat de casă. Ei, îmi iau noroc. Da? E doar camerista. Vai, doamna. Vai, doamna. Clădim conțelul să fii foarte uniformat. Cu plăcere, doamna. Și pregătește camera albastră pentru doamna și domnul Lafiș. Din Baio? Din Baio. Cine știu să fii? Clădim conțelul am să-ți vezi pe mine, sală? Da, doamna. Da. Am să văd de treburile mele. Deși știu sigur că sunt unele femei care nu-și văd deloc de treburile lor. Plodin! Asta mă întrebam și eu. Da, uite ce fel de cameriste poți să găsești în Delvin. Nu mi-s-o potrivi mie, dar îi se potrivește mănușă. Noului nostru mă ajută. Da, cred că da. Oh, doamne, sunt epuizat! Oh, restul vine cu o cabinetă. Oh, una mare. Da. Lăsați-le aici, că merg să aduc valetul să ne ia. Valetul? Da, dragule, agenția n-a trimis pe cineva. Măcar atât. Așa vă să vă simți mai bine la noi. Valetule? Sunt convins. Valetule? Da. Hai, dragă. Vino, te rog. Uite, ia bagajele acestea și pune sus în camera de oaspeți. După care vei fi la dispoziția doamnei și domnului Lazar. Ce? Doamna Lazar? Da. Acesta este soțul acestei doamne? Da. Bineînțeles. El e. Sunteți sigur, domnule? Leonard! Să fii mai atent! Faci diferența între Ivon și Babette!
O femeie este o femeie, nu se diferențiază. Eu sunt foarte supărat. Ai un problem la decor. Foarte supărat. Se fondează într-una la dumneavoastră. Asta e. Fondează și tu la el. Nu poți. Nu poți să-l înțelege. Și babeta aia ta, îmi iau fiorii când o văd, ci pe ea și pe... Hai, fi serios. Serios, George. Și în niciun caz eu nu dorm în același pas cu o femeie de sex opus. Ce? O femeie de sex opus, pe care nu știu nimic, așa ești de... Măcar am stabilit un lucru, babeta trebuie să doarmă singură. Bun, și eu? Păi nu hamac în grădină. Ce mă fac cu roa, George? Eu sunt foarte sensibil, sunt suspect de scurge, nazale. Ce ai văzut ce treabă? Avem trei dormitoare. Unul e al meu, unul e al lui Ivon și unul vi-l-am dat vouă. Păi tu și Ivon numai... Paturi separate nu înseamnă și separate. Nu? Nu, din potrivă. Separările astea... Întețel focul iubirii matrimoniale. Și ar fi să nu aștepta să ardă casa de tot și noaptea asta... Nu! Nu, în orice caz, mai e o cană mică cu o cană pe aia. Bun, acolo dorm. Dar nu merge lumina. Mi-e frică să dorm într-un nerișoș. Atunci dorm cu babet! Nu mi-e nici chiar atât de frică, mai bine dorm cu rog. Domnul Reșov, bine? Da. Pot să vă desfac valiza? Că doar o să desfacă singură. Mă gândeam că nu mai e nevoie acum că domnul Astuș ne-a făcut surpriza să vin aici. Eram cu toții atât de curioși să vă cunoaștem, domnule. Babet, Clorina, zică. Da? Faci la ușa greșită. Scuzați-mă, domnule, am venit la iau. Da, te rog, iar tot, domnul Latuș? Te rog, nu te spii, nu te spii. Haide, sunt spatele dumneavoastră. Să ne schimbăm pentru cine? Om, ăsta! Dragul meu, Victor Hugo, am să-ți dau bani. Am să-ți dau bani. Claudine, nu o să mă știu bine. Lasă să intre.
Da, da, sigur, doamnă, imediat. E, nu, dar nici nu văd cine e șarpele ta. Soțul tău! Da, soțul meu, dar e cel mai mare șarpe de pe fața pământului. Nu, 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 eu, ăsta de tău, soțul tău, îmi strică mie raiul pe pământ. Amantul tău? Șorul, nu fii, nu fii prostănac. Zi! Este un detectiv particular. El? Da, da, s-a angajat de o firmă care a venit un cec de la tine neacoperit și i-a venit aici. Așa. Să te caute și... Și de ce te dă drept tot tău? Pentru că mi-a spus că o să devin complicele lui, dar că nu-l lasă de arestez, te arestez pentru că știa că o să vii după mine. Altceva mai faci cu prima asta. Păi stai. Că el a venit să mă arestez pe mie? Să vedem de cine doarme la chisa de la noapte. Ai mai terminat toată cu banii de rele? Eu sunt deschis, sunt un om ordonat, fiecare lucru la locul lui, fiecare loc de un lucru, e așa un fel de bijecție. Și știți, fiecare bărbat cu femeia lui, fiecare femeie cu bărbatul ei, așa ca să nu se lăcumească unii. Știi că doar pe tine te doresc, că doar pe tine te iubesc. Cum ai putut să mă minte așa? Dar e vina mea că te-am cunoscut prea târziu. Dar de ce nu te rog? Dar de ce nu mă crezi că sunt sincer? Eu nu pot să te crezi, că asta este așa, că nu am prezut. Dar timpul trece și o promuntețe frigidă. O, frigidă? În niciun caz, mai ai văzut cum arată. Dar avem camere separate, de ce mă vadă mai vrei? Asta e cea mai bună soluție, nici măcar la ultima dată de dragul timpurilor trecute. Serios, George, serios. Nimic. George, dacă am vrut că mă mic. Stai să afli de mâine. Eu am fericirii tale. De mâine să-ți găsesc o vilă frumoasă în apropiere. De mâine sunt doar altă. De mâine cred că ar trebui să mergem cu toții la restaurant, nu-i așa iubito. Da, iubitule, perfect. Dar nu cred că ar fi mai bine dacă te-ai duce și nu după vin pentru cina de astăzi. Ai dreptate. Deci? Mare dreptate. Deci? Deci nu vii cu mine? Și tu o la singură pe doamna la Cluj? Da, bănuiesc că n-ai putea să faci asta. A, nu. Vrem și noi să mai stăm de vorbă, da. Să le cunoaștem mai bine. Sunt sigur. Deci, mă gândesc că aș fi în plus. Da, da. Draga mea, domnule Lacuș, știu că ne cunoaște de dragul tine, dar pot să vă vorbesc de tine ca unui vechi prieten? Unui vechi prieten? Știi, am impresia că femeile, bine, mă refer la femeile mănitate, cele care nu au niciun interes să-și facă rău una altuia, ar trebui, din potrivă, să te ajut să le citesc. Da. Pot să fiu sinceră? Da. Am impresia că domnul Lacuș nu vă oferă suficientă afecțiune. Și nici cu soțul meu nu a fost mărat. A, nu vreau să cred că dumneavoastră că doamnele nu... A, nu. Asta ar fi vreau, nu, chiar așa. Adică, nu sunteți ca o soră pe mine. Oh, nici pomeneară, nici vorbă. Ce v-a făcut să credeți așa ceva? Soțul meu, dragă doamnă, este și amantul meu. Și mi-o dovedește destul de des, cel puțin în ultima vreme. Da, numai că, dragă doamnă, Pipila, Pipila aceea de dinainte de căsătorie, poate să vă spun, și cum aș putea eu să vă ajut? Ah, hai să luăm așa. Când este frig afară și cea mai grozavă mașină se pornește greu, da, dar
dacă pui câteva picături de ulei în cilindru, motorul începe să turnuie din nou. M-am gândit că noi două am putea să fim cele câteva picături de ulei. Poate ne ajutăm reciproc. Se leg, deci cum ar veni să fim două bujite atât când e imen? Așa! Adică e să fie să fie dumneavoastră. Da? Dacă nu e vreo problemă... Domnule, l-ați... v-ați plimbat prin grădină? Visam cu ochii de zici. Oh, dar ce? La marinari, care pleacă pe mare în schimb. Oh, melancolie. Și ce bărbat norocos. Da. Ce soție minunată aveți. Da. Voi, bărbați, toți sunteți la fel. Tot timpul vrești ceva nou. Femei și iar femei. Și dacă se poate, femeile altor bărbați, ca să nu le purtați voi de grijă. Exagerat, doamnă. Ei, nu, nu vă ții. Sunteți modest. Și apoi... cunosc și eu atracția necunoscutului. Da, drăguț. Tocmai de aceea, prezența dumneavoastră mă provoacă atât de tare. Ce drăguț! Mă place să notați? Nu, 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 mie mi se face un pic frig în apă. Doamna m-a rugat să vă spun că masa este servită.
Pe aici, domnule, da, merg. Sunt în spatele tău. Merg. Unde mergi? La cine cred? Ah, am ceva pentru tine, ia. Poema. Poema. Ah, Babet, draga mea, și tu? Dragul meu? Da. Da? Da! El a zis la cuie. Nu poate mie! Da, după voie, după voie. Spune-mi, dragul meu, în primul rând, care e numele tău de botez? Leonard. Leonard? Ce coincidență! Nu, nu contează, nu știu, Leonard. Cum te află aceea să faci 500 de franci în În diferite moduri, dar aveți o plăță de dârnă? Da, bineînțeles. E cam dubios să vă cer asta, dar ca de la bărbat la bărbat... Nu pot, e ca înșelat totuși. Ei, lăsați! Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vreau să-mi petrec noaptea cu musafira noastră. Da. Adică ce pot să fac eu, domnule? Vreau să mă ajut să mă pun cu doamna Ratuș. Eu! Oameni, ferește, dar cum mă știți, eu nu am ce să fac. Cum? Prea de, ce pară aveți? Singura problemă e nevastă. Care, na, noi avem dormitoare separate. Da, da. Ia de când în gând mai fac un mod la mine să vadă dacă mă dorim. Aia, doar atunci e o problemă, așa mă rezultat. Nu, nici nu se pune problema să renunțăm. Iată, tu ai să te punci în patul meu, dar nevastă-mea, bagă ochii, o să te vadă super năs, o să creadă că sunt eu. V-ați gândit la toate. Exact, și eu. Da, și soțul ei? Soțul ei? Adică soțul doamnei Ratuși. Săracu, Jac, nu o să afle. E, nu o să afle, nu. Păi, da, am stabilit, o să ne ajutăm reciproc, da. Exact. Nu mai știu cum e dimineața pentru asta. Da, vin. Thank you.
Cine și-ar fi închipuit așa o amestecătură în apă? Știu, doamnă, trebuie să vedem mâine dimineață. Nu poate să aibă el o amantă până nu am eu un amant, nu? Nu? Așa că la noapte, să nu împreună. Bă, doamne, nu e prietenul meu, nu pot să-i fac una ca asta. Da, da, dar el este nepoliticos cu social dumneavoastră. Doamne, dacă el este nepoliticos cu mine, asta nu înseamnă că și eu să fiu bădărat cu el. La noapte, domnule Lațiș. Cine ai să-mi servită, doamnă? Doamnă, dacă vă chipim că v-am atinut aia degeaba... Doamne, la ruși am înțeles. O să ne alăturăm și noi pe domnare. Și să ne purtăm, ca și când nimic. Păi, doamnă, dar cum o să mai dorm eu, doamnă? Nu dorm. O să mai dorm foarte bine. Foarte bine. Da, eu nu pot să dorm în întuneric și cred că o să-l profitați de mine. O să vedeți împreună, imediat, domnule Lacuș. Ce? Stai, poliția, nu poliția. Oh, poliția. Da, dacă știți tot, faceți-vă datoria. Da, domnule, imediat. Pentru ce? Pentru că eu întâi îți amintesc lungi de clasă. Ah, o nouă metodă. Absolut. Da, da. Ia zi-mi, te rog, îți roși? Te-ai zis ca nu? Aia. Pune. Soția mea. Soția lui. Domnul Șovine mi-a prezentat, mi-a susturat-o pe sub nas. Păi ce tu, păi ce tu, pe o bombă! Domnul Inspector, dacă-mi permiteți, eu bănesc că domnul Șovine este complice cu domnul Lacuș. Să știi că m-am gândit și o lasă. S-ar putea cel mai bine să se arestez pe amândoi. Și pe la duci și pe Șovine. Bă, amândoi! Hai, vină cu mine că s-a citat, am nevoie de ajutor. Da, domnule.
La tuș? Zac. În ciocășar, da? Mulțumit. Da. Așa că dumneata ești arestat. Eu? Da. Și dumneata ai răbdare. Ia spune, se complice? Complice? Uite ce, inspectore, George e curat ca latică, mașina fel sunt și eu. Nu, și cecurile n-are cecuri. O, lasă-l tărese. George, mi-ai spus niciodată că faci cecuri de cauciuc. Atunci mai bine recunosc. Ce să fac? Ia-ți și... Nu sunt deja de la tuș. Nu sunt din Baiou, așa să-mi placă în Baiou. Cum? Nu sunt. George, mai minti, tu nu ești Jacques la tuș. Nu e prietenul tău, nu e din Baiou. Nu, 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 nu e așa, George. Ba, da, iubita mea, el este Jacques la tuș din Baiou. George, nu te rușine. Bă, ce toată lumea minte, mă, nu se poate. A cui asta? A mea. Da. Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Ce scrie aici? El, J, l-a pus, Jacques. El, J, mă, ăsta e, mă, nu mă cheamă Leonard Joli-Joli. Prozni, el e Leonard Joli-Joli. Cum e? Cum e? Da, domnul Iar meu! Da. Ce ai făcut-o? Da? Tu m-am cinstit, da? Leonard Joli-Joli. Bravo, domnule, precizări. Dumneata, la pușcărie! Nu! La pușcărie! Nu, nu poate asta! Da! Dacă poate asta, îi plecă! Vă rugăm, vă rugați așa! Da, da! Bine, bine, bine! Dar nu m-am noaptea asta. Da? Așa, și... Nu-i nimic, se rupă ceasă. Așa, și...
Orgimă, asta se fac cu da? Orgimile din casa asta vor să se afle tot. Ei, asta e ziția de până și ziceară cu tine. Bine, hai, bun, bă. Aha. Cu presa, cu ziarul local, am rezolvat. Mai avem Parisul. Ei, acum ia spuneți-mi unde este prizonierul meu. Nu știu, nu l-am văzut în camera mică. Da, doar în camera mică. La galerie încă de vreme. Bine, mă duc să aduc mașina, mașina poliției, să nu se întâmple pe aici ceva, că voi afla tot. Ei, și cu asta gata. Nu, tu n-ai nicio problemă. E, mă gândeam la bietul Jacques. Bietul Jacques, să-mi pună mâna pe el! Scuzați-mă. Camerita aia. Mă, eu v-am zis când am intrat în camera dumneavoastră și nu mai au în timpul ăsta. Chiar așa, ați avut un succes la doamna la suci? Nu, nu m-a lăsat să intru. Zicea ceva de busuioare și motorașe și uleiuri. Tot de ceva? Și atunci de ce râzi? Îmi părea rău pentru dumneavoastră. Cine ești tu, de fapt? Leonard Giorgi Giorgi. Ha! Aveți dumneavoastră ceva împotrivă? Bună dimineața, George, bună dimineața. Eu mă duc la treburile mele. Oh, da, du-te. Tot... Jacques Latouche? Și cu tot Leonard Jolie-Jolie? Dacă nu aveți ceva împotrivă. Nimic, absolut nimic. Cum adică o dane vestii când sunt rata pe ăsta? Cum adică? Cum adică? Banii din afacere sunt banii ei. Dacă plec, am probleme mari de tot. Mie mi se pare că deja ai probleme mari de George. Leona, hai să ne facem un tur la un serviciu care de aici. Eu? Da, tu, viață, îți dau niște bani. Tu ești pe ușa din spate, înainte să intri în fântul pe ușa din spate. Și așa scăpăm amândoi și e floare la ulei. Să plec? Da, tu să pleci, nu te gândești. Dacă inspectorul apare și tu nu ești aici, nu mai are ce să facă. Hai, ia banii ăștia, ridică-te, hai, ridică-te, du-te-n brațe-te, hai, dă-i drumul. Iau banii, da? Nici nu te pune problema să plec, George. Dar tu nu te gândești, Leonard, la scandal? Cum e o comedie asta franceză? Scandal, ha! Comedie franceză, ha, ha! De acum, George, pentru mine nu mai contează decât un singur lucru, George. Ce? Femeile! Ce-mi zici? Da, dar să fiu exact, femeia unica, uimitoarea femeie care mi-a demonstrat noaptea trecută toate secretele iubirii. Poate secretele iubirii? Da. Stăteam în timp în camera ta. Minunata ta cameră, fără curent. Așa. Tocmai începusem să visez, să le fac. Nu visam deloc. Ea era acolo. Iar eu muream de plăcere. Care e ea? Nu știu. Nu știu. În ceasurile tăpâne ale nopții, ea era la fel de tăpută, iar eu buzele mi erau pecetuite cu sărături prea dulci pentru cuvinte. Și când m-am trezit, i-a dispărut. Ce l-au făcut și minunat. Eu știu soția ta. Soția mea! Sau Babet? Babet! Tu vrei să spui că ești amantul nevestii și al viitoare potențiale probabile mele amante? De ce nu? Amândouă m-au verbizat că o să vină la mine. Inventezi! Ii atent, George. Ai încercat să o încerc pe Ivon, iar pe Babet ai emitit-o că nu ești însurat. Normal că fetele au vrut să te răzbune. Nu, mit! Dar mit! Soția ta! Babet? Nu mi-a face niciodată dacă ceva. Dacă e Babet, o constrâng eu. Și dacă e nevastă mea? Hai să renunți, George! Ce-am să fac? O să renunți! Ce stâmpenie! Te previn, George. Eu iau ce mi se dă cu forța! Dacă treceți! Leonard, te rog, glumă! Fă un efort, aduți aminte cine a fost! Cerc până la urmă, eu sunt cel mai interesat. Ah, nu? Ah, tu ești! Da, da. Când o să aflu, George? O să-ți fac o avertizare amplă în ceea ce o privește pe cea pe care nu ai să o mai primești înapoi. Acum, dacă mă spui, am filozofiut și mă spun să ce rog frumos! O nefort, te întreba cu prietenia noastră. N-ai spus tu că prietenia e mai presus decât iubirea? Prietenia. Mai contează decât un singur lucru, George. Iubirea! Of, dacă ai ști ce dragostea. Of, unde dragoste? Nimic. Știu ce-i dragostea! Și n-a trebuit să aștept până aseară să aflu, strădătorule! Ha! Mi-am adus aminte. A, da? Aveau o pijama din aia de mătase, da? Fără pantaloni. Doar
încălzit cu pijama de jumătate. Află, băiete, află! Pijama? Aha! Aici! Ion, chiar voiam să te întreb ceva. După mine! Ce făcea valetul la noapte în camera ta? Ia, în camera mea? Barba aia de pe pernă. Nu era? A mea era. Asta era. Nu știu că ai făcut. Tu ce ai făcut? Ca să poți să te duci, să te poți cu doamna la duș. Știu, vita mea, îți jur că nu te-am înșelat. Nu, dar ai vrut. Ai vrut. N-am aflat. Am fost atât de dezamăgită. Cam am avut neapărat nevoie de cineva care să mă consoleze. Și deodată mi-am adus amintele. Dinte pentru dinte și adaptând la situația noastră, mi-am zis, atunci la tuș pentru la tuș să fie. Și am dus în camera de mutilat. N-ai făcut așa ceva. Ei, nu. Nu se poate. Dacă zic. Nu se poate. Cum da? Am zis și mi-a spus că a fost o femeie, el, gatele și că eram neric și grad cunoscut-o și cu pijamale de mătate cu deasupra. Și... pijamale? Da, tu nu porți pijamale, nu? Ei, nu așa, clar. Oh, slavă Domnului! Slavă Domnului că nu mai fac! Nu! Nu! Nu îmi spune că nu ai fost tu! Am fost eu! Nu te cred! Da? Atunci mă duc după el și o luăm de la capăt de unde am rămas. N-ai să faci așa ceva! Îți interzic și aștept o explicație! Dacă vrei, să ne detalii sau poate te inspiri și tu de la el. Iucu! Ziarul de dimineață! Dacă doamna vine voiește să citească... Doamna a citit deja! Lasă-mă plăti! George! Dacă îi bucnește un scandal, îmi fac bagajele, îmi iau banii și la mama mă duc. O, Doamne, scandalul! Turistă, vezi, Doamne? Se pomenește numele meu? Nu încă. Numele confisiilor va fi dat și vedeți abia nimicea de prânz. Mă dă aproape prânzul. Vedeți aici? Trei semne mari de întrebare. Leonard Jolicioi de parte, Jacques Latouche de cealaltă, Claudine Amor, bani la mine. Astea sunt toate pentru tine. Eu sunt tacul ispășitat. Era mult mai înțelept dacă mi-o găseați un apartament drăguț, dacă mi-o oferați 5.000 de franci la începutul fiecărei luni, ca să nu mai vorbim de ce ați fi primit la schimb. Pentru că dați-mi voie să vă știți. M-am perfecționat în toate lăturile meseriei mele. Dar Clozina e înflorit, de ce n-am văzut mai devreme? Să știi că nu-i prea târziu pentru nimic. Nu? Nu, dar trebuie doar să-i spui inspectorului Leograf că ai făcut o greșeală. Dar, domnule, n-ar fi 5.000. Apartamentul și cei 5.000 de franci? N-ar fi 10.000 de franci! Nu, dar de foarte rău, domnule, nu se poate. Dar Clozin... Mai aveți ceva? Da, trebuie să mă gândesc. Scuzați-mă dacă vă deranjez. A, nu, doar că s-a discutat. Da, îi spuneam lui Clodin că nu trebuie să fim puternici în fața scandalului pe care trecem cu toți. Da, doamna, trebuie să fim puternici. Da, doamna, dar pot să fiu obținut să putem cu peste la lucru de zi? O să fie atât o baile pe doamna. Doamne, de chiar vreau să te întreb ceva. De ce nu mai lăsați indoor seara? Ce nu să spui cu motorașele și cu uleiurile și... De ce nu mai lăsa să intru? Știi că soția ta mi s-a confesat. Și-am dat și despre voi doi și cu măriașele, cu motorașele, da? Motorașele? Ai fost să te răspuni. Mi-a spus Leonard, ți-ai propus să petreacă noaptea cu tine. Da, și le-a mers tot ce. Dar nu se poate, că a fost pe el o femeie și avea, era meric și avea pijamane și nu știe cine a fost. Tu ce ai fost sub halatul ăsta? Ai pijamale? N-ai pantaloni. Dar am bluza, ia. Procuror, primul bluza, diferite lege. Ce poate? Deci n-am fost nici tu, am fost și tu. Să mi-i spune și mie cineva ce se întâmplă! Treabă-ți baletul că el cred că știe mai mult. Păi de unde te știe? Dar de unde să știu eu, domnule? Doamna mi-a spus că să-i fac bagajele că pleacă la mama. Nu, nu se poate, nu poate să plece! Da, e nevastă mea! Ascultă, Ramir, nu te-ai căsătorit niciodată! Trebuia să-ți dați atent tot mai demult. Ascultă, dacă vrei să prezinti cuiva, pijamalele acela trebuie să fiu doar eu. Da, dar nu. Stai, 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 st
azi noapte. Am fost la casino cu cei 5.000 de franci de la camerita. Oh, unde ești cu camerita? Lasă asta acum. Am investigat studiul unei pe care am pierdut. Deci ce cu ele pot fi acum? Da, la cuta, că avem managerul băncii, contactează creditorii. Nu știu ce trebuie cu plângerile? Nu știu încă, aștept telefon de la ei. Da, dar să știi că dacă ai avut noroc la banii asta, este vină datorită mie. Pentru că știi ce se spune. Mai noroc în drag, ce vrei să spui? Te-am înșelat! Nu! Nu e greșit. Da, nu i-am greșit. Deci ți-a spus da? Da! Da, dar nu știu că e greșit pentru bărbat în această casă. E, na! Nu mă spun bărbat în această casă. Unde? Da, uite. Uite, ia uite, ia uite bărbat. El! El! Hai greșit! Dar ce are? Bună dimineața, iubito! Ești proaspătă cam un trandafir în dimineața asta. Mă, ce tandru e! Oh, mulțumesc, iubita mea, m-am simțit atât de bine azi noapte. Și ce foame mie! Da, că pare să pregătiți de micul dejun. Da, da. Cum să știi? Nu sunt eu soția ta. Păi știu că ești tu soția mea, dar azi noapte ne-am dus să facem nani în camere separate. Lumea ce fericit sunt și îi datorez totul ei, nu papeți, înțelegi? Da, domnule. Draga mea, am o grămadă de bani acum, o să fugim în lume. Da, dar de ce n-aș merge? Ce, pleci el? E soția mea, nu? Da, domnule. Nu te că până mă apare inspectorul, vreau să fiu iar împreună. Sunt atât de fericit. Aici, o periuță veche de vin, nu te-ai și fă bagajele și retele! Da. Iubirea e dură și violentă! Nimic nu-ți face așa o poftă de mâncare ca iubirea. Așa o noapte minunată, erou cu cafea. Doamnă, doamnă, ce frumoasă este viața! Uitați-vă la mine și vedeți-l pe cel adorat de tine. Ce noapte de neuitat a petrecut aici sub acoperișul dumneavoastră, doamnă! Mă bucur foarte! N-o să vă dau detalii pentru că nici nu mă puteți imagina. Trebuie să-mi imaginezi? Să știi că nu am o memorie așa de slavă. Cum adică? I-ai spus soțului meu care a făcut vizita toată noapte. Da, și știu cine a fost. Mulțumesc, știu că nu ești, dar a trebuit să-i spun eu tot. Ce să-i spune? George, vreau să devin amant soției tale. Asta. Așa că ai avut tot drept să-i faci același lucru. Ce? Și pentru că am făcut tot ce am făcut din răzbunare, ai trebuit să-i spun că sunt amanta ta. Tu, deci tu ai fost? Acum știe că înseamnă să te înșela. Ce poți să spun că-mi pare foarte... Să fiu al nainții! Ce? Păi, eu știu că a fost una și a fost extraordinar, dar acum îmi spui că au fost două? Floarea m-a dormit și am fost victima unei surprize duble? Bine, tu poți să te adun propriile convinte. Cred că ți-am demonstrat asta. Atunci spune-i soțului meu că ești amantul meu. El nu te crede în stare de așa lucru. Adică te îndoiește de capacitățile mele, nu? Să știi că da. Iară eu un prostului la... Dar totuși tu ai fost, nu? Nu te-am spus, am să vin. Ce e? Le-am dă iară cuvântul meu. Doamne, sunt fericit ca un tânăr vânător care a împușcat două păsărici din primul foc. Ce facem acum? Eu mă plec. Unde? Păi eu mă duc la mama.
Foarte bine zice. Mama mea, e o femeie de modă veche. Nici o problemă, știu pe rezolvă. Acum că te-am cunoscut, da? Totul este prea bine, prea frumos, prea tot, nu mai vreau să te chem. Că vă mai jucat de-am drăgostit, zi? Da, sunt am drăgostit. Azi noastră am dormit împreună, spune-i da. George, dacă ai ști ce fericit sunt, ești prietenul meu, aș vrea să fii fost și tu acolo, să vezi ce mai bine vă omor pe amândoi. Ești nebun complet. Sunteți foarte drăguți amândoi, dar nu credeți că ar trebui să mă întrebați pe mine ceva. În niciun caz, tu vii cu mine, hai. Da? Da. Și soția ta? O luăm și pe aia, hai. Și mie nu place niciuna? Pare rău, bătrâne, de dimineață, nu știam cine a fost, dar se pare că au fost amândouă. Amândouă? Nu! Da! Da! Gata, vădeți de mine imediat cu bagajele mele. Haideți să mergem, iubitele mele. Iubitele? Da. Noi trei mergem cu doamna Șovine la mama ei. Ca să mă luminez asupra ceea ce mi s-a întâmplat în tuneric. Hai. Dar jarta e puși foarte bine ce s-a întâmplat. În orice caz, hai de să plecăm că m-am susurat de casă. Da, la revedere, George. Ionar! La revedere! La revedere! Stop, nu te credeți că pe casa mea mai. Să găsesc o mașină. Dragul meu, hai mă rog. Dar nu aș lua scară, care v-aștea. Nu acum, inspectorul, nu acum! Acum, pentru că legea o cere. Da, da! La lua. Iubirea ce ne-a altceva, inspectore! Da. Nu face nimic, iubirea să mai aștepte. Da? Spunea ta? Cu mine? Nu acum, inspectore. Acum? Da, de inspectore. Ce mai e? Acum nu pot să vă văd în... Tocmai vin de la Floarele Normandiei. Poetul meu este celebru. Nu i-ați văzut eu cu publicată poezie în ziar, care s-au capul copleră. Serios? Da, de un vis tremură de întâmplare. Toată lumea întreabă, cine e genul acesta? Necunoscut, misterios? Leonard Joli. Și iată, câștigătorul premiului. Mă George, este Leonard Joli. Leonard Joli. Paulo, ce ne facem? Oricum, dumneata zic cu mine, vreau că atunci dumneata zic cu mine, dar... Nu. Inspectorul, arestați-vă și o să fiți penibili, inspectorul. Ce se mai întâmplă, doamne? Alo? Jacques Latouche? Pentru dumneavoastră, domnule. Nu. Scuzați-mă, inspectorul, așteptați-mă în mașină. Alo, da? Ce? Managerul băncii? Ce bancă? Plângeri? Ce plângeri? Cred că a greșit adresa. Nu ascultă de rău cum a capăt. Plângerile împotriva mea au fost retrase. Foarte bine, dar pe mine nu mă interesează, nu mă interesează decât două lucruri. Femeile și poezia. Și Leonard Joli. Ce plânge? Plângere împotriva lui Jacques Latouche. Ne pare rău, inspectore. Și atunci? Nu mai e nevoie de dumneavoastră aici, inspectore. Doamne Dumnezeu! S-a terminat cu cariera dumneavoastră! Opriți-i pe ea! Păi, am luat peste mine, poate! Am pus-o cu... E cazul să-mi dai înapoi buletinul? Eu sunt Leonard Joli. Păi deci, în portofel, tot ce stare de la zi. Iată. Poți să-mi dai și mie buletinul meu? Tu ești Jacques? E Jacques Latouche? Valetul? Da. George, ce înseamnă asta? Ce aș vrea să știu? Mie mi-e foarte clar. Te-ai bătut joc de mine. Te părăsesc. Draga ta, chiar te părăsesc. Dar sigur că... Eu am fost Eu am fost Eu am fost Eu am fost
examenul tău. Nu mai poate ajunge. Ce s-a întâmplat? George, două mai merge, dar trei! Vai, vai, fericirea m-a binecuvântat cu aripile ei, iar eu n-am putut să o cuprind. O, soartă crudă, te aduce aminte, cum spuneam azi noapte. O, da! Să dormim acum în iadul nostru dulce, ca două lune strânse într-o coajă. Păi cum era șapte când te vei duce, sufletul va rămâne prins într-o vrajă. Poezia mea! Doar cea care a dormit cu mine o poate ști. Claudine, tu ai fost! Bineînțeles că eu am fost! Ivon, m-ai mințit! Tu nu m-ai înșelat! Bineînțeles că m-ai mințit! Că dacă te-ai mințit! Știi tu? Dar cum aș putea să-ți facă mie așa ceva? Mumu! Nu mai există, Mumu! Acum sunt bubu!